Mucusul este o substanță ce oferă nu doar lubrifiere, ci și filtrare și protecție pentru plămânii noștri și pentru sistemul respirator. Cu fiecare inhalare, poluanții precum praful, alergenii, chiar și virusurile, nimeresc și rămân blocate în mucusul căilor aeriene. Funcția de bază a mucusului este să împiedice acest gunoi să nimerească în plămâni. Acestea fiind spuse, trebuie să menționăm că uneori organismul nostru poate produce o cantitate prea mare de mucus, ceea ce ne oferă o senzație prea intensă de disconfort și ne face să tușim constant pentru a ne curăți gâtul. Dacă vizionezi acest filmuleț, probabil știi despre ce vorbesc. Partea bună a lucrurilor este că astăzi vom discuta despre fiecare dintre cauzele acumulării constante a mucusului și a flegmei în gâtul dumneavoastră. Sperăm că vă vom ajuta să scăpați de această problemă extrem de neplăcută de sănătate. Vizionați filmulețul până la sfârșit, deoarece vom vorbi despre câteva tehnici care nu sunt cunoscute de mulți oameni. Dar înainte de a începe, vreau să vă reamintesc. Conținutul acestui filmuleț nu are intenția de a substitui consultațiile medicale profesionale, diagnosticul sau tratamentul prescris de doctor. Vă rugăm să vă consultați cu medicul dumneavoastră curând, în cazul în care aveți orice întrebări cu privire la o problemă de sănătate. Nu ignorați sugestiile profesioniștilor din domeniu și nu amânați să vă adresați la medic, doar din motivul că ați văzut ceva convingător în acest filmuleț. Acestea fiind spuse, să începem! Refluxul laringofaringean. Cea mai răspândită cauză este refluxul, sau dacă dorești să auzi terminologie din domeniu, refluxul laringofaringean. Refluxul respectiv are loc atunci când acidul gastric se mișcă în sus și nu în jos și se acumulează în gâtul dumneavoastră. Conținutul poate fi acid sau neacid. Acumularea lichidului respectiv în gât cauzează această senzație extrem de neplăcută, ce ne face să dorim să ne curățim permanent gâtul. Drenajul postnazal. Un alt motiv răspândit al acumulării mucusului în gât este drenajul postnazal. După cum ne sugerează și denumirea, drenajul se deplasează în jos din nas și se acumulează în partea din spate a gâtului. Cauzele acestui fenomen pot fi reacțiile alergice sau infecțiile de sinusuri. Tratamentul acestei probleme de sănătate variază în dependență de cauza ei. Alergiile alimentare. Dacă totuși am menționat reacțiile alergice, alergiile alimentare sunt următorul motiv din care mucusul se acumulează în gâtul dumneavoastră. Este posibil ca această senzație urâtă să provină de la vreun aliment la care organismul dumneavoastră este alergic. Cele mai răspândite alimente care pot provoca o asemenea senzație includ produsele lactate, grâul, glutenul și chiar ouăle, în unele cazuri. Va trebui să treceți anumite teste pentru a determina la care produse alimentare anume sunteți alergic. Infecțiile. Infecțiile reprezintă o altă posibilă cauză a acestor senzații. Senzația că aveți o nevoie permanentă de a vă curăți gâtul poate fi de asemenea consecința unui virus sau a unei infecții, precum răceala. Infecția cauzează acumularea mucusului în gât, ceea ce provoacă această senzație inconfortabilă. Maladiile respiratorii. Ultima cauză de pe lista noastră de astăzi este reprezentată de anumite maladii respiratorii. Acumularea permanentă a mucusului în gâtul dumneavoastră poate fi de asemenea provocată de maladiile respiratorii, precum astmul, boala pulmonară obstructivă cronică, bronșita cronică, pneumonia și fibroza chistică. Deoarece am descoperit câteva dintre cele mai frecvente cauze, să vorbim despre câteva tehnici pe care le puteți folosi pentru a scăpa de această senzație neplăcută. Administrarea medicamentelor corecte. Cea mai eficientă modalitate de a scăpa de acumularea mucusului și flegmei din gâtul dumneavoastră este să administrați medicamentele direct prescrise de medicul dumneavoastră. Aceasta se referă în special la persoanele care au maladii respiratorii subiacente. Însă dacă sunteți în căutarea altor remedii vândute fără prescripția medicului, de asemenea, vă pot fi de ajutor în această ordine de idei. Medicamentele precum expectoranții pot contribui la micșorarea acumulării mucusului și flegmei și pot facilita procesul eliminării acestora prin tuse sau prin căile nazale. De asemenea, anumite tipuri de decongestanți pot oferi o ameliorare pe termen scurt, dar administrarea lor pe parcursul perioadelor îndelungate de timp nu este recomandabilă. Uneori aceste medicații pot chiar face mai dificil procesul de eliminare a mucusului din gât. Trebuie să repet următoarele. Mereu consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a administra orice medicament și de a aplica orice metodă de tratament, deoarece medicul dumneavoastră curând cunoaște mai multe despre starea dumneavoastră individuală de sănătate sau despre maladiile dumneavoastră individuale. Consumați cât mai multe lichide.
O altă modalitate de a scăpa de problema despre care discutăm în filmulețul de astăzi este de a vă asigura că consumați cât mai multe lichide. Probabil, când erați copii, părinții dumneavoastră vă spuneau să beți multă apă de fiecare dată când erați bolnav sau răcit. Ar putea părea banal, dar aveau dreptate. Adevărul este că consumul de lichide contribuie la îmbunătățirea funcționalității aproape tuturor sistemelor majore din organism. Nu cred că merită de menționat că pe lângă aceasta, o hidratare adecvată a organismului micșorează densitatea mucusului și flegmei. Deshidratarea cauzează îngroșarea secrețiilor și face mai dificilă eliminarea acestora din organism. Deci, ar trebui să ascultăm de părinți și să bem cât mai multă apă. Clătiți-vă gâtul cu apă sărată caldă. Puteți de asemenea încerca să vă clătiți gâtul cu apă sărată caldă. Apa sărată caldă este un remediu casnic ce vă oferă o senzație plăcută și poate contribui la eliminarea mucusului din spatele gâtului. Faceți un duș sau o baie caldă. O altă metodă simplă de a soluționa problema respectivă este să faceți un duș ori o baie caldă. În cazul de față, principalul beneficiu al acestei metode este inhalarea aburilor produși de apă caldă. Aburii acționează în calitate de metodă naturală de a descompune mucusul și flegma și de a le elimina din gât. Tot ce trebuie să faceți este să inspirați și să expirați atent pe măsură ce particulele intră în căile dumneavoastră aeriene și în plămâni. Umiditatea aburilor trebuie să funcționeze și să elibereze mucusul și flegma ca acestea să fie eliminate. De asemenea, aburii contribuie la reducerea presiunii în sinusuri, a congestiei pectorale și a altor simptome neplăcute. Mențineți alergiile sub control. Încercați să vă mențineți întotdeauna reacțiile alergice sub control. Alergiile sezoniere nu doar pot cauza guturai, mâncărime în gât și lăcrimare, dar și acumularea unor cantități excesive de mucus și flegmă. În consecință, controlul asupra alergiilor este obligatoriu în această ordine de idei. Pentru a gestiona și monitoriza simptomele respective, administrați medicamentele pe care medicul dumneavoastră curant vi le prescrie de obicei sau medicamentele pentru alergie, cumpărate fără prescripția medicului. În caz contrar, aceasta poate duce la cantități majorate de secreții, acesta fiind un rezultat total opus rezultatului dorit. Evitați factorii de iritare. Una dintre modalitățile de a menține alergiile sub control este de a evita factorii de iritare. Poluanții, chimicalele și chiar anumite parfumuri pot provoca organismul să producă cantități excesive de mucus. Dacă observați că oricare dintre aceste produse vă înrăutățesc simptomele, încercați să-l evitați în măsura posibilităților. Și acum trebuie să menționez fumatul. Fumul de țigară conține peste 7000 de chimicale toxice. Unele dintre ele stârnesc eliminarea mucusului ca o modalitate a organismului de a combate efectul nociv al substanțelor străine. Aceasta se înțelege de la sine, dar totuși o voi repeta. Dacă fumați, încercați să renunțați. Evitați de asemenea fumatul pasiv, ce are loc atunci când vă aflați lângă persoanele fumătoare. De asemenea, puteți încerca să consumați alimente benefice pentru sănătatea sistemului respirator. Câteva cercetări științifice au demonstrat că anumite alimente și băuturi pot fi eficiente în eliminarea mucusului și a flegmei. Condimentele, precum ardeiul chili și ardeiul de cayenne, conțin substanțe ce contribuie la curățirea sinusurilor. Aceasta poate contribui la facilitarea eliminării secrețiilor prin suflarea nasului ori prin tuse. Mai multe exemple de alimente benefice pentru sănătatea plămânilor dumneavoastră includ alimentele cu grăsimi sănătoase, condimentele ce ameliorează inflamația, fructele și legumele cu un conținut înalt de antioxidanți. După cum am menționat anterior, trebuie să încercați să evitați alimentele la care aveți alergie, deoarece consumul lor vă poate înrăutăți simptomele. Milioane de persoane din întreaga lume se plâng de o acumulare constantă a mucusului și a flegmei în gât, aceasta fiind o senzație extrem de neconfortabilă. Sperăm că acum înțelegeți mai bine cauzele acestei acumulări și vă va fi mai ușor să scăpați de mucus și de flegmă din gâtul dumneavoastră. Repet, trebuie să vă adresați la medicul dumneavoastră curant pentru a obține recomandări și asistență medicală calificată. Acest filmuleț a fost făcut doar în scopuri informative. Dacă informațiile prezentate v-au părut utile, apăsați butonul de like, abonați-vă și distribuiți episodul. Rămâneți sănătoși și vă așteptăm la următorul episod. Pe curând!